Jurnalist celebru găsit mort în casă a murit subit aseară, fără să fi suferit de vreo boală. În lumea raliurilor, Alexandru Tămășescu a fost un jurnalist iconic. Mergem chiar acum la Raluca Curteanu, colega mea vine cu detalii despre această tragedie. Te ascultăm, Raluca. Am găsit tuturor. Alexandru Tămășescu a murit subit la doar 46 de ani. S-a stins din viață seara trecută, singur în casă. Prietenii nu știu să fi suferit de vreo boală, de altfel în urmă cu doar o săptămână participase la o cursă de raliuri. Era pilot de rali și comentator sportiv, lucra de asemenea la diverse publicații sportive și chiar a produs o emisiune de televiziune de succes. Avea o fetiță care îi călca pe urme, mergea cu tatăl ei la diferite evenimente sportive și era un mic reporter în timp ce tatăl ținea pe umer camera de filmat. Apropiații spun despre el că avea o energie molipsitoare, era mereu cu un zâmbet pe chipul luminos. Sfârșitul lui șochează și mâhnește profund pe cei apropiați, mai ales pentru că era tânăr și avea atât de multe bucurii de oferit.